Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Statul român încurajează într-un mod aparte performanțele elevilor olimpici. Dacă un elev e olimpic la mai multe materii, așa, primește burse pentru una singură, adică bursă. Uite, vezi? Eu de asta... Da, de asta mulți. Dar sunt și cazuri. Mi s-a părut nedrept, serios, da, să învăț atâta și să... Vorba aia, da. Da. Nu, dar ești prea tocilar dacă ești la mai multe materii olimpic. Nu te supăra, adică... Dar voi observați că... Vrea să-i descurajeze pe tocilar, cu alte cuvinte. Da. Cât de specializează-te tată într-un domeniu. Cât de cumpătat e statul român în anumite privințe. Mama îi zice, Doamne, deci oamenii aceștia sunt atât de atenți cu cheltuielile... Reduc în permanență, se uită de unde pot să mai tai un pic, să nu cheltuiască, să nu risipească banii. Și în alte privințe, adică e un ordin de ministru, ministrul educației, care zice așa, citez: elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu, trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. Le dă avantajul. Eu sunt de acord cu acest principiu și îmi doresc să fie aplicat în tot sistemul bugetar. Adică nu doar pentru elevi. Și să fie așa. Angajații care au dreptul să primească atât spor de nu știu ce tip, cât și sporuri de alt tip, trebuie să opteze pentru unul din sporuri. Corect. Ăla mai mare. Da. Deci la fel ca la elevi. Băi, frate, ești olimpic la fizică, matematică, ai bursă socială și nu știu ce... Alege una, tată, ce Dumnezeului? Păi, d'accord, ce facem aici? Te umplem de bani? Da. La fel și la sporuri. Da. Ai spor de stres că lucrezi la birou, ai spor de praf că nu se dă cu aspiratorul, ai spor de antenă, radiații, da. Că ai routerul în aceeași cameră cu tine, săracul de tine. Ba, alege-l pe unul. Ai dreptul să-l alegi pe ăla mai tare. Nu, și trebuie să existe un echilibru între pedeapsă și recompensă. Sigur. Atât timp cât dacă comiți infracțiuni în România, pedepsele nu se cumulează, da, ci se alege aia cea mai mare, da, la fel să fie și recompensele. Exact. Ești bun, bravo ție, alegeți o recompensă. O ce bursă, un spor. Jucărie, am minte, nu mai dați în pupitru. Eu dau. Sunt scuze, e plin de nervi. Mi-a sărit, da, un pic, țandăra și... Pachet de nervi. Băi, bă, dar e posibil așa ceva? Mai dă-mă încolo, n-auzi? Auzi, la pensiile alea speciale cum, la pensiile speciale cum e? La pensiile speciale este să iese la pensie la 40 de ani și te reangajezi în același loc. Și se cumulează. Ca secretar de stat. Și cumulese salariul de secretar de stat. Deci acolo se poate. Da. La alea cum se poate? Dar la burse de merit, la elevii performanți, aici de ce suntem atât de scrofuloși la datorie, pe buget? Nimănui nu e o băbătocilarie. Știm că jurnalismul nu este despre nervi. Noi trebuie să expunem situația. Asta zic. Da. Deci colegii de la Europa Liberă au găsit și un elev pus în această situație. Are 14 ani, învață la Liceul Internațional de Informatică din Capitală. Ce o fi pe el? Anul trecut a obținut locul 3 la Olimpiada Națională de Fizică, locul 3 la Olimpiada Națională de Informatică. S-a calificat și în lotul de pregătire organizat de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale de matematică. A exagerat, vezi? Deci a legat fizică, informatică și matematică. Da. Da, și mama elevului spune că a încercat să afle de ce băiatul ei poate obține bursă de performanță doar pentru o singură disciplină. Și i s-a explicat ce v-am zis mai devreme. Lăsați-l, doamnă, să bată mingea. Da. Și cred că i s-a răspuns: doamnă, dar nu vă e rușine? Dar câți bani vreți să luați? Cât stă pe afară? Cât vă luați de la statul român? Păi, dar el învață pe bani? Cum îmi spunea și mie tata, știi? Dar ce legătură are faptul că iei note bune cu faptul că vrei bicicletă? Da. Că doar tu nu înveți pentru recompense, bravo, materiale. Tata avea pentru... texte de-astea. Da, avea. Uite, eu nu-mi chinui copiii cu asemenea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.